Vlad Voiculescu are 40 de ani, este fost ministru al sănătății în două rânduri și acum propunerea Alianței Dreapta Unită pentru un fotoliu de eurodeputat. Face parte din noul val de politicieni, iar în ultimii 10 ani a strâns notorietate, fiind aplaudat și criticat deopotrivă. Numele său este asociat cu Magicamp, o organizație neguvernamentală care sprijină copiii bolnavi de cancer. Unul dintre cele mai importante proiecte ale asociației este Magic Home, o casă pentru părinții copiilor bolnavi de cancer, construită în apropierea Spitalului Fundeni din București, în urma unei campanii de strângere de fonduri. A fost un pariu, pentru că nu aveam bani să cumpărăm casa și să o terminăm. Așa încât am făcut acest pariu bazându-ne practic pe campania ce urma să vină și campania respectivă nu ne-am gândit niciodată că o să aibă așa un impact. Vlad Voiculescu este cunoscut și pentru că a fondat rețeaua citostaticelor, alcătuite din voluntari care timp de mai mulți ani au adus în țară medicamente pentru tratamentul cancerului, care nu se găseau pe piața farmaceutică românească. În 2008 eram la Viena și am aflat că din România lipsesc medicamente pentru bolnavi de cancer. Am fost la farmacie și am cumpărat și am adus atunci medicamente pentru câteva zeci de familii. La bază economist, Vlad Voiculescu și-a făcut apariția pe scena politică românească în iarna anului 2015, în timpul guvernării Cioloș. Mai întâi a făcut parte din echipa Ministerului de Finanțe, ca director de cabinet al ministrului Anca Dragu. În primăvara anului 2016 devenea ministru al sănătății în același cabinet, funcție pe care a ocupat-o până în ianuarie 2017. Vlad Voiculescu era prezentat ca un tânăr școlit în Austria, care lucrase timp de peste 10 ani în companii ce și-aveau sediul la Viena. A fost, printre altele, vicepreședinte al Diviziei de Finanțări de Infrastructură la Erste Group Bank și manager strategic la Volksbank. După intrarea în politică, au început ușor-ușor să apară și controversele în jurul său. Una dintre ele este legată de faptul că tatăl lui Vlad Voiculescu a colaborat cu securitatea în vremea comunismului. Este vorba despre o decizie a Curții de Apel București din 2015, publicată în 2019 în Monitorul Oficial. Tatăl lui Vlad Voiculescu dădea informații despre cei care ascultau Radio Europa Liberă sau spuneau bancuri politice. La momentul apariției informațiilor în spațiul public, Vlad Voiculescu admitea situația într-un amplu text publicat pe contul de Facebook. Spunea, citez, "Eu sunt aici să răspund în fața oricui pentru faptele mele. Taică-miu nu e perfect și sigur a făcut greșeli." După cum scria Vlad Voiculescu în anul 2020. O altă controversă a privit studiile pe care fostul ministru le are. Potrivit CV-ului, Vlad Voiculescu a terminat liceul la Pucioasa în 2001, iar apoi a plecat peste hotare. A devenit student la University of Economics and Business din Viena. A fost acuzat că, de fapt, nu a terminat studiile în Austria, motiv pentru care politicianul și-a publicat diploma pe Facebook. De acolo reiese că documentul a fost emis în 2011, așadar la 10 ani de când a intrat la facultate. A obținut în final titlul de magister, echivalentul unor studii de licență și masterat în studii sociale și economice. Echipa de fact-checking a agenției France Press arăta că documentul este autentic. Vlad Voiculescu a invocat lipsa de timp când a fost întrebat de ce și-a obținut diploma la ani buni după încheierea studiilor. După ce guvernarea tehnocrată Cioloș s-a încheiat, Vlad Voiculescu a rămas alături de fostul premier. Au fondat împreună Partidul Plus, formațiune ce îl propunea pe Vlad Voiculescu drept candidat la fotoliul de primar general în 2020. Suntem aici să vă prezentăm planul echipei noastre pentru următoarele luni, pentru ceea ce o să fie o luptă politică pentru recâștigarea Bucureștiului. A renunțat la candidatură însă în favoarea lui Nicu Șordan. Eu sunt Vlad Voiculescu și vă cer încrederea pentru candidatura la Consiliul General al Municipiului București. Voi fi viceprimarul capitalei, responsabil cu sănătatea, educația, asistența socială și alte lucruri esențiale pentru acest oraș și pentru oamenii de aici. Așa a ajuns Vlad Voiculescu viceprimar, dar nu și-a mai luat funcția în primire. A renunțat la ea chiar înainte de validare pentru un nou mandat la Ministerul Sănătății în cabinetul Florin Câțu. A rezistat doar 4 luni însă, perioada fiind marcată de numeroase tensiuni pe fondul pandemiei de coronavirus. În scurtul mandat al lui Vlad Voiculescu de la începutul anului 2021 a avut loc tragedia de la Matei Balș, unde 20 de oameni au murit într-un incendiu, dar și cea de la Victor Babeș. Acolo 3 pacienți au murit sufocați într-o unitate mobilă de terapie intensivă. În ambele cazuri, ministrul a fost acuzat de comunicare defectuoasă. A fost demis după un ordin privind criteriile de carantinare a localităților. Vi se pare în regulă ca oameni
care nu au furat, nu există nici cea mai mică suspiciune că eu sau oricare din echipa mea ar fi avut un interes privat, că ar fi făcut ceva lamentabil, ceva detestabil, să fie tratat în felul ăsta? Problemele nu l-au ocolit pe Vlad Voiculescu nici după plecarea din minister. La finalul anului 2023, Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală în cazul său. Procurorii îl acuză pe Vlad Voiculescu că a decis să cumpere loturi suplimentare de vaccinuri, cu toate că ar fi știut că dozele deja contractate până atunci erau suficiente pentru campania de vaccinare națională. Fostul ministru se apără însă. Nu lua decizii domnul Cîțu fără președintele României. Credeți că deși v-a ridicat imunitatea și care a imunitate? Cerut... Eu nu sunt parlamentar. Mă rog, era un aviz din partea președintelui. I-am cerut și personal să... În aceste condiții, credeți că președintele Klaus Iohannis ar trebui să vină să spună cum au stat lucrurile și chiar să dea o declarație care să vă fie eventual favorabilă? Eu aș vrea să se afle adevărul. Adevărul este cel pe care vi l-am spus. Deciziile erau la premier, premierul se consulta cu președintele. Mai des, mai rar, mai personal, mai la telefon, asta ar trebui să declare dânsii. În dosar este urmărit și fostul premier Florin Cîțu, dar și Ioana Mihăilă, cea care i-a urmat lui Vlad Voiculescu la cârma Ministerului Sănătății. Cei trei oficiali români ar fi aprobat nejustificat o achiziție totală de vaccinuri în valoare de 1 miliard de euro, susțin procurorii. După ce și-a încheiat mandatul la Ministerul Sănătății în 2021, Vlad Voiculescu nu a mai ocupat o altă demnitate publică. În prezent este vicepreședinte USR, lider al filialei București și propunerea USR, PMP și Forța Dreptei pentru un fotoliu de eurodeputat.